În not, engleză, karate, câte și mai câte sunt cursurile pentru cei mici. Dar cred că la unul de magie nu știați că se poate ajunge. Ei bine, astfel de lecții se țin la sala Dales din Capitală, acolo unde în weekend magicieni profesioniști ai Academiei de Magie au împărțit câteva dintre secretele meseriei cu micii viitori iluzioniști. Stai, nu râde de mine! Gata, ia bagă mâna, vezi ce e acolo. Oh. Toată audiența a stat cu sufletul la gură și a urmărit cu atenție fiecare mișcare a profesorilor. După indicațiile de bază pe care orice magician priceput trebuie să le urmeze, cei mici și-au făcut curaj și au urcat pe scenă. Toate laturile magiei, de la close-up magic, trucuri cu cărți de joc, cu monede, până la magia de scenă unde apare șarfe colorate, baloane care se sparg și ies porumbei, trucuri mai grele. Ducu este unul dintre cei mai mici, dar și cei mai vechi cursanți ai Academiei de Magie. Are deja trucuri cu care se mândrește. Ce mi-e și foarte bine este că eu am luat un porumbel care din ei pe un deget. Și asta a venit pe DG? Da, mă duc până la la, să o filmăm și pe asta, o vadă și bunicul meu. Ia e, la la. Lala, papagalul de 2 ani și totodată vedeta în spectacole de magie, a asistat și el la cursuri. Nu a vrut totuși să dea interviuri. Lala, cum te cheamă? La finalul lecției, micii magicieni au plecat acasă mai bogați, fie cu noi trucuri învățate, fie cu cele vechi, aprofundate. Da, am ceva experiență, dar nu prea multă. Știu trucuri cu cărți, cu jetoane diverse, cu biluțe. Avem nevoie de tineri care să vină din urmă să aprofundeze și să ajungă. Să intre în această zonă, în această meserie, ocupație foarte frumoasă. La finalul cursului, copiii vor da un examen alcătuit din două probe, prezentarea unui moment de magie, dar și o probă teoretică.